prea mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frați și surori, în ultima vreme, mai multe texte pe care le-am folosit din Scriptură vorbeau despre lucrarea Duhului Sfânt și să pot că este important să cunoaștem această lucrare pentru că ea este în folosul nostru. Joi seara de bună oară s-a vorbit din 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6 în jos, de fapt de la versetul 7 până la 16, și o să fac câteva referiri în scurtul meu mesaj și la textul acesta, ca să leg de unele lucruri pe care le voi spune din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Acolo Apostolul Pavel vorbea despre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu și despre faptul că Duhul lui Dumnezeu are misiunea, printre altele, să ne descopere lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nimeni nu ne poate călăuzi în înțelegerea lucrurilor minunate ale lui Dumnezeu mai bine decât o poate face Duhul Sfânt, pentru că El este Cel care cunoaște lucrurile tainice ale lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel vine și spune apoi în continuare că Duhul Sfânt ne și învață să vorbim despre lucrurile acestea cu o vorbire potrivită, cu o vorbire adecvată, întrebuințând pentru lucrurile duhovnicești o vorbire duhovnicească. Și când am cugetat asupra acestor lucruri pe care Pavel le spune în acest pasaj, m-am gândit că am căpătat răspunsul la una din frământările mele care mi-au dat mult de lucru în ultima vreme. V-am spus probabil într-o altă împrejurare că am avut un moment într-o noapte la lucru când am fost preocupat să identific acel condiment, l-am numit eu, care lipsește predicării creștine în vremea noastră. N-am știut cum să numesc acel ceva, dar l-am căutat și noaptea aceea am ascultat, spuneam eu, 8 predici, toate pe același pasaj din Biblie. Am ascultat în noaptea aceea 2 predici de la frații penticostali, 2 predici de la frații baptiști, 2 de la frații adventiști, 2 de la frații creștini după Evanghelie și am căutat oameni care erau apreciați, vorbitori cu multă experiență, vorbitori cu multă îndemânare. Căutând să văd dacă pot să găsesc răspunsul la frământarea mea. Condimentul acela care lipsește predicării creștine în vremea de astăzi. Și vă mărturisesc că am căpătat acest răspuns abia atunci când am cugetat adânc asupra pasajului pe care l-am citit noi joi seara aici. Apostolul Pavel a spus foarte liber. Noi propovăduim și pentru a vorbi despre lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, despre lucrurile duhovnicești, noi suntem învățați de Duhul lui Dumnezeu ca să vorbim, să folosim o vorbire duhovnicească. Adevărul este că oamenii care trăiesc aproape de Dumnezeu, oamenii care au o relație reală cu Dumnezeu, oamenii care îl au pe Duhul lui Dumnezeu în viața lor, oamenii aceștia emană în jurul lor ceva ce aș numi eu o anume mireasmă specifică. Și dacă nu știi explica, o simți. Și într-o zi când v-am pus această întrebare, mi-ați răspuns dumneavoastră, chiar dacă nu știți defini acea mireasmă, dar o simțiți atunci când vorbește un om care are o experiență reală, vie cu Dumnezeu și când un om vorbește din ceea ce citește din cărți, din ceea ce gândește el, din ceea ce îi se pare lui, din ceea ce a auzit la alții. Condimentul care lipsește așadar de cele mai multe ori, să știți, este această mireasmă, mi-am permis eu să o numesc. De aceea îmi doresc tare mult ca ori de câte ori mă ridic în mijlocul fraților mei. De aceea îmi doresc tare mult ca ori de câte ori vreun alt frate se ridică aici în mijlocul nostru să vorbească cu acea vorbire inspirată de la Duhul lui Dumnezeu despre lucrurile lui Dumnezeu,
pentru că numai în felul acesta ne poate fi de folos și ne aduce hrană pentru sufletele noastre. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. M-am uitat la pasajul acesta pe care îl rânduisem pentru fratele Mircea, dar știți vorba noastră românească, nu-i pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește. Joi seara, fratele Mircea mi-a propus să mă ocup eu de textul acesta și până la urmă am acceptat. M-am uitat peste textul acesta și îl consider un text deosebit de bogat și cu foarte multă învățătură și probabil că mi-ar fi imposibil să abordez toate subiectele pe care Pavel le cuprinde în aceste puține, dar profunde cuvinte. Îl voi aborda așadar după cum urmează. Primul verset pe care l-am citit este o declarație, o concluzie la care Apostolul Pavel a ajuns după ce a căpătat descoperiri prin Duhul Dumnezeu cu privire la lucrurile care stau în viitor. Și Pavel zice așa, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Pavel face o comparație între starea pe care noi o experimentăm acum, în prezent, și starea la care suntem chemați să fim părtași și care stă în fața noastră. M-am gândit, dragii mei, cugetând la acest cuvânt scris aici în versetul 18, la o anumită întâmplare din vechime, cuprinsă în două capitole din cartea Numeri, capitolul 13 și capitolul 14. Poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a scos din țara robiei, călătorise aproape 2 ani prin pustiu. Un popor destul de mare la număr călătorind prin pustiu cu rezerve puține, dar Dumnezeu îi purta de grijă și împlinea nevoile. Aproape în fiecare zi din acești 2 ani, ei au avut sub privirile lor mereu pustia, sau dacă vreți, pustiu. Nisipul acela și lipsa de resurse. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă. Însă a venit un moment în care au ajuns la hotarele țării pe care Dumnezeu făgăduise părinților lor că le-o va da. Și citim acolo în Numeri, capitolul 13, că au fost alese 12 persoane. 12 oameni, câte unul din fiecare seminție, și oamenii aceștia au căpătat privilegiul să vadă țara în care vor intra cu un pic de timp înaintea semenilor lor. Tot poporul avea să rămână dincolo de hotare, adică la exteriorul țării, și trebuiau să vadă prin ochii acestor 12 bărbați ceea ce este dincolo. După ce au văzut timp de aproape 2 ani pustia, nisipul, soarele arzător, lipsa de resurse, acești 12 oameni au căpătat din partea lui Dumnezeu, prin alegere divină, harul de a intra în țară, de a vedea bogățiile țării la care au visat mereu și de a aduce apoi un raport încurajator fraților lor. Din nefericire însă, oamenii aceștia, după ce s-au întors după o călătorie de 40 de zile în țară, au adus vești contradictorii. 10 dintre ei au înnegrit țara în ochii semenilor lor, 2 vorbind totuși despre ea în termeni elogioși, încurajatori, motivatori, dacă vreți. Cei 2 oameni erau vorbitori motivaționali. Într-un anume fel aș putea să spun că în creștinism, Dumnezeu a ales niște oameni cărora le-a făcut parte de harul de a încrezări ceva din strălucirea lucrurilor care stau în fața noastră, din strălucirea acelor lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și pe care Dumnezeu s-ar bucura să ni le pună la îndemână. Ei bine, oamenii care au văzut aceste lucruri, Pavel fiind unul dintre ei, oamenii aceștia au fost legați atât de tare de cer, de veșnicie, încât au fost dispuși să facă totul, să plătească orice preț pentru a avea parte, dacă îmi este îngăduit să mă exprim așa, de slava viitoare.
E adevărat că viața creștină de cele mai multe ori presupune lipsuri, presupune strâmtorări, presupune renunțări, presupune sacrificii. Și din când în când, atunci când Dumnezeu hotărăște, viața creștină presupune și prigoană și suferință. Dar Pavel a fost unul dintre acei puțini oameni cărora li s-a făcut parte de harul de a vedea ceva din lumea de dincolo. În textul acela dincolo, din Corinteni, pe care l-am evocat mai înainte, Pavel zicea că lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut, urechea omului nu le-a auzit și la inima omului nu s-au ridicat, nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Vă rog să-mi îngăduiți să vă reamintesc faptul că vorbea în felul acesta unul dintre cei mai educați oameni din vremea aceea. Apostolul Pavel a fost un om educat. Educația, erudiția lui Pavel a fost recunoscută și de către pregătorii romani care l-au auzit. Dar Apostolul Pavel își exprimă neputința, incapacitatea de a descrie adecvat strălucirea acelor lucruri. Și mă gândesc de multe ori, dacă Pavel n-a avut cuvinte să exprime aceste lucruri, sunt printre noi în vremea noastră, nu neapărat aici, dar așa, printre creștini, oameni, bărbați și femei, tineri și mai vârstnici, care vin și ne spun că au avut descoperiri din partea lui Dumnezeu, au văzut cerul, au văzut raiul, au văzut iadul, au văzut toate lucrurile acestea, și sunt dispuși și sunt capabili să le descrie în cuvinte. Eu mă mir, pentru că Pavel, Marele Pavel, învățatul de altă dată, n-a avut cuvinte pentru a descrie acele cuvinte, dar ne-a spus doar atât. Sunt deosebite, sunt frumoase, dincolo de orice și-ar putea imagina un om. Apostolul Pavel vorbește așadar despre o suferință din vremea de acum și o slavă care stă în viitor. Ea nu este încă făcută de cunoscut, va fi descoperită la vremea potrivită. Și dați-mi voie să vă spun, Apostolul Pavel, când face această afirmație, el nu se joacă cu cuvintele. Noi de multe ori spunem în apa botezului, vreau să-L urmez pe Domnul până la capăt, până la sfârșitul vieții, toată viața mea, până la cea din urmă zi, până la ultima suflare. Și exprimăm așa frumos în cuvintele noastre lucruri despre care nu suntem chiar hotărâți, pentru că se întâmplă câteodată și în ultima vreme parcă tot mai des. Deși facem afirmații atât de frumoase, ele rămân cu titlul de afirmație. Apostolul Pavel a fost omul care, atunci când a văzut frumusețea lucrurilor viitoare pregătite pentru noi, a fost în stare să plătească orice preț, oricât de mare, pentru a avea parte de ele. De bună oară, în capitolul 14, din Cartea Faptele Apostolilor, îl veți găsi pe Pavel că este în Listra. Propovăduiește Evanghelia, mai întâi s-a adresat celor din neamului și apoi și altora care voiau să-l asculte. Dar pe când Pavel propovăduia Evanghelia, au venit din alte două așezări, nu foarte depărtate, niște iudei care au întâlcat noroadele. Și iudeii ăștia veniți acolo să-l urmărească pe Pavel, se pricepeau foarte bine la un lucru. Știau să arunce foarte bine cu piatra. L-au îmbroștat pe Pavel cu pietre și, până la urmă, au crezut că a murit. L-au târât în afara cetății ca pe un cadavru de care nu mai ai nevoie și nu vrei să-l mai vezi înaintea ta. Și l-au lăsat acolo pe câmp, socotind că este mort. Dar când creștinii din cetate l-au înconjurat pe Pavel, Pavel s-a ridicat de acolo, a intrat cu ei în cetate, a plecat apoi într-un alt oraș, nu departe de acolo, și de o scurtă vreme după aceea se întoarce iarăși exact în locul în care a fost împroșcat cu pietre. Ba mai mult, am fost surprins să aflu că s-a dus chiar în cetățile acelea două din care au venit prigonitorii lui. Exact pe terenul acestora s-a dus. Și peste tot unde s-a dus, Pavel i-a încurajat pe creștini și le-a spus că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Apostolul Pavel a fost gata să plătească prețul, pentru că înaintea ochilor lui, prin credință, avea mereu în vedere slava viitoare. Frații mei, surorile mele, eu îmi doresc tare mult a Duhului Dumnezeu
să zugrăvească și înaintea ochilor noștri slava viitoare, într-un asemenea fel și cu asemenea cuvinte, încât să fim gata să ascultăm de Dumnezeu orice ne-ar cere Dumnezeu, pentru ca în finalul alergării noastre pe pământ să putem avea parte de slava viitoare. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pavel, ca o concluzie, spune: fraților, se merită, pentru că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și fie îngăduit să-mi imaginez ceva cu privire la Pavel. Dacă Pavel ar fi fost întrebat vreodată: Pavele, ai fi dispus să suferi și mai mult decât ai suferit pentru ca ceva să adauge Dumnezeu la slava viitoare? Apostolul Pavel ar spune cu siguranță: da, oricât de multă suferință mi-ar mai fi adăugată, sunt dispus și pe aceea să o port pentru ca Dumnezeu să-mi facă parte de slava viitoare. Pavel a crezut cu putere în ea. Mergând apoi mai departe, el introduce aici ca un fel de paranteză în care vorbește despre fire. Și spune că firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, apoi spune că firea a fost supusă de deșertăciunii și mai spune că ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Vorbind despre această fire, Pavel spune trei lucruri: despre trecutul ei, despre starea ei prezentă și despre starea ei viitoare. Însă, deși în Biblie aproape peste tot termenul acesta definește firea pământească, acea plecare din noi cu care ne luptăm mereu, care nu place lui Dumnezeu și care vrea să ne controleze viața, în mod excepțional aici termenul fire are în vedere altceva. Și în nota de subsol care există în unele din Bibliile noastre, se spune că aici termenul fire definește creația. Eu aș mai face o precizare. Termenul creație este încă prea cuprinzător. Pentru că termenul creație definește toate lucrurile și toate ființele pe care Dumnezeu le-a adus în existență. Se spune câteodată că omul este creat ca o capodoperă a creației lui Dumnezeu. Se spune câteodată că omul este veriga de legătură între Dumnezeu și creația sa. Și se mai spune că omul a fost creat să stăpânească creația, să-L reprezinte pe Dumnezeu în creație. Dar este necesară o precizare și aici. Creația este un termen atot cuprinzător. Ea cuprinde și astrele cerești, pentru că și pe acestea tot Dumnezeu le-a creat. El le-a creat pe toate și El le-a pus numele la toate, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dumnezeu le controlează pe toate. Lumea îngerilor de bunăoară face parte tot din creație. Pentru că îngerii sunt creați de Dumnezeu. Ei nu au o existență veșnică, permanentă. Ei au fost creați de Dumnezeu. Au avut un început. Și atunci eu vin și spun: când vorbim despre creație, trebuie să fim atenți. Doar o mică parte a creației era pusă sub controlul omului, chiar la început, înainte de a cădea omul în păcat. De aceea, atunci când vorbim despre fire, mai ales în pasajul de față, vorbim despre acea parte a creației care este sub controlul omului, este cu care omul este în contact și care a fost afectată, dacă vreți, de căderea omului în păcat. Când Biblia ne vorbește despre căderea omului în păcat, ni se arată faptul că această cădere, acest eveniment nefericit, nu se răsfrând doar asupra omului, asupra trupului acestui, asupra stării sufletești al lui, nu. Acest eveniment nefericit s-a răsfrând și asupra creației, asupra celei părți din creație cu care omul este în contact. Omul a fost creat să muncească pământul. Dar după căderea omului în păcat, această muncă a pământului s-a transformat în rudă și sudoare. Plantele pe atunci nu erau așa cum sunt astăzi. După căderea omului în păcat, au apărut spinii, pălămida, amărăcinii, toate aceste lucruri care fac munca agricultorului să fie grea. Te uiți câteodată la un documentar pe care îl arată pe diferite canale la televiziune sau pe internet. Și vezi câteodată cum un crocodil spârșie o antilopă
sau poate că ea scapă de acolo, dar scapă într-o stare jalnică și e sigur că în zilele următoare va fi pradă unui alt animal, un alt prădător feroce. Te uiți că în lumea aceasta este atât de multă suferință, frații mei, surorile mele. Biblia este limpede în privința aceasta, lucrurile n-au fost așa la început. Dar căderea omului în păcat l-a schimbat și pe om. Și căderea omului în păcat a schimbat și firea, creația, această creație cu care omul este în contact. Asta s-a întâmplat cu creația și s-a întâmplat din cauza că omul a căzut, până și poluarea, probabil că și-are rădăcinile tot aici, în lăcomia omului. Firea aceasta însă spune Pavel că așteaptă și ea izbăvirea. În prezent trăiește în această stare numită supunere față de stricăciune, față de deșertăciune, nu de bunăvoie, ci din pricina celui ce a supus-o, însă există o nădejde. Și Pavel vorbește foarte interesant despre restaurarea creației, despre o lucrare lui Dumnezeu care va fi făcută la vremea potrivită și Dumnezeu va restaura toată creația, inclusiv relațiile care sunt stabilite între elementele creației. Va veni o vreme în care toate vor fi iarăși armonioase și frumoase. Ne uităm la un buletin de știri și în lume se întâmplă atât de multe catastrofe, cutremure, inundații, războaie, nenorociri de un fel sau de altul. Și toate acestea, dragii mei, încă o dată vin și spun, își au obârșia în starea în care omul prin cădere a adus această parte a creației lui Dumnezeu. Dar există o nădejde și creația are și ea o nădejde. Creația va fi restaurată, toate lucrurile vor fi readuse la starea inițială de dinaintea căderii omului în păcat. Nu o să zăbovesc prea mult asupra acestui aspect, pentru că poate pentru noi este mult mai important să vedem ce spune Pavel în ultima parte a acestui text citit. Pentru că Apostolul Pavel vorbește aici despre o lucrare a Duhului Sfânt în folosul nostru. Și Pavel zice, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Când Pavel rostește, când Pavel scrie aceste lucruri, el pune degetul pe o rană care ne doare. Parcă nu ne place să ni se vorbească despre ea. Descoperă încă o fațetă a slăbiciunii firii omenești. Când Pavel spune, noi nu știm să ne rugăm, parcă ne deranjează cuvintele astea. Cum, Doamne, chiar nu știm să ne rugăm? Dar cuvântul acesta este scris în Biblie și eu cred că reflectă un adevăr. Omul de obicei nu iubește rugăciunea și dacă totuși se îndelemnicește cu ea din anumite motive, de multe ori este adevărat acest cuvânt pe care Pavel îl spune aici. Să știți că această stare a neștiinței de a ne ruga au constatat-o și gânditorii antici greci. De bună oară, dacă mi-e îngăduit să amintesc doar două exemple, Pitagora i-a sfătuit pe discipolii lui să nu se roage niciodată pentru ei, zicea el, pentru că atunci când vă rugați pentru voi, voi nu știți ce trebuie să cereți. Xenofon, pe de altă parte, vorbește despre Socrate și spune că acesta și-a învățat discipolii să ceară de la zei în rugăciunile lor numai atâta, lucruri bune, termenul acesta, lucruri bune, dar să nu fie specifici. Socrate le-a spus ucenicilor săi că ei nu vor ști ce să ceară de la zei, ci să lase zeilor decizia de a alege ce e mai bun pentru oameni. Apostolul Pavel este mult mai înțelept decât toți oamenii aceștia pentru că vorbea din partea Duhului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune și el, noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și pentru că Dumnezeu prețuiește rugăciunile noastre, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt care să ne învețe cum să ne rugăm. Cum să ne adresăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă de bună oară ar trebui să mergeți în audiență la primarul orașului, sunt convins că v-ați informa oare cum ar trebui să intrați în locul acela, oare cum ar trebui să vă adresați. Dacă mergeți într-o sală de judecată, în fața completului de judecată, va trebui să învățați cum să vă adresați, să vă prezentați cauza sau să vă apărați.
Dacă mergeți, cu cât mergeți mai sus în scara socială, veți vedea că trebuie respectate niște principii, niște rânduieli, anumite forme de adresare. Dați-mi voie să vă spun, rugăciunea este stare de vorbă cu Dumnezeu. Și în universul acesta nu există ființă mai înaltă decât Dumnezeu, este ființa supremă, binecuvântat să fie El. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are bunăvoința aceasta, are plăcerea aceasta să ne învețe pe noi, copiii lui Dumnezeu, cum să stăm de vorbă cu Tatăl nostru, pentru că drept este că noi nu prea știm cum să ne rugăm. Pe de o parte, nu știm să ne rugăm, pentru că noi nu suntem capabili să vedem viitorul. În ciuda acestui fapt, noi facem planuri pentru vremea când o să ajungem la pensie, facem planuri pentru vacanța de anul viitor, facem plan pentru ce va fi la iarnă sau la toamnă, dar nu știm nici măcar ce se va întâmpla cu noi la capătul săptămânii care ne stă în față. În privința aceasta, Duhul Sfânt este de mare ajutor, pentru că noi nu știm să ne pregătim pentru evenimentele care stau în fața noastră. Și Duhul lui Dumnezeu știe toate aceste lucruri. Ne învață, ne spune, ne călăuzește și cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră nu odată să veniți la casa Domnului cu gândul să vă rugați pentru unele lucruri și atunci când vă plecați pe genunchi la rugăciune să simțiți influența Duhului lui Dumnezeu, intervenția Lui care vă schimbă gândurile și vă pomeniți în rugăciune dacă ați prins legătura cu cerul că cereți lucruri la care nu v-ați gândit acasă. Vi s-a întâmplat asta? Un om al lui Dumnezeu care a lăsat scrisă o epistolă în Cartea Sfântă, spunea în cuvintele sale că s-a așezat să scrie creștinilor. A avut în vedere să le spună să se lupte pentru credința dată Sfinților, a avut de gând să le spună ceva în scris, dar în timp ce se așezase la masa lui de scris, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit și el zice, m-am văzut nevoit să vă scriu despre altceva. Duhul lui Dumnezeu a intervenit și a schimbat gândurile să scrie despre ceea ce era de mai mare importanță și de mai mare nevoie pentru creștini. Pe de altă parte, dragii mei, câteodată suntem egoiști în cererile noastre. Și Iacov spunea în capitolul 4 al epistolei sale că nu știți ce să cereți. Mi-am adus aminte de doi ucenici care au venit la Domnul și au spus, Doamne, n-ai vrea să ne rugăm să se pogoare foc din cer asupra acestui sat al samaritenilor? Câtă nerecunoștință, doar să treci pe aici, să găzduiești la ei, să cumperi mâncare, că n-aștept să-ți dea pe gratis. Le-o plătim, dar n-au vrut să ne primească. Doamne, n-ai vrea să ne rugăm să se coboare foc din cer? Și Domnul se uită la ei, clatină din cap și mustră. Le spune, voi nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Când Duhul lui Dumnezeu este în controlul vieții mele și în controlul vieții tale, El ne învață ce să cerem de la Dumnezeu. De aceea este foarte important. Pe de altă parte, Apostolul Pavel vine și spune că Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dragii mei, pentru mine este așa de mângâitor să știu că noi, creștinii copiii lui Dumnezeu, avem doi mijlocitori între noi și Dumnezeu. Îl avem ca mijlocitor al legământului celui nou, pe Domnul Iisus Hristos. El este mijlocitorul nostru din cer, la dreapta puterii lui Dumnezeu. Chiar și în dimineața aceasta, eu cred că a făcut mijlocire pentru noi și îi mulțumesc pentru lucrul acesta. Dar avem un mijlocitor care este alături de noi. Mijlocește pentru noi de aici, de pe pământ. De aici, de pe pământ, își îndreaptă mijlocirea către Dumnezeu. Unul dintre teologii britanici, se cheamă Dodd, exprima această intervenție a Duhului Sfânt în următoarele cuvinte. Divinul din noi, implorând Divinul de deasupra noastră. Și să știți că e mare lucru. Să-L ai pe Dumnezeu în tine, prin Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt să mijlocească pentru tine. Doi mijlocitori avem, dragii mei. Însă, mijlocirea Duhului Sfânt, zice Pavel, se face cu suspine negrăite. Dacă firea suspină, ea suspină din pricina suferinței în care se găsește. Dacă Duhul Sfânt suspină,
suspină pentru că dorește pentru noi lucruri bune, poate chiar mai mult decât ni le dorim noi. Aș îndrăzni să spun că suspinul este forma cea mai condensată a unei rugăciuni. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, versetul 34, stă scris că Domnul se ocupa acolo de un surdomut. Omul acesta, atât de necăjit, a fost adus la Domnul. Și Domnul s-a ocupat de el și stă scris în acel verset 34 că Domnul a suspinat. Își dorea așa de mult pentru omul acesta, simțea așa de mult cu omul acesta, îi păsea așa de mult de omul acesta. Și vreau să vă spun, când Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, El face lucrul acesta cu suspine negrăite, cu multă compasiune, cu multă simțire. Noi de multe ori ne rugăm și abia așteptăm să se termine rugăciunea, aceea nu e o rugăciune cu suspine negrăite. De multe ori mi se pare că îndemnul durează 5 minute și rugăciunea 2. Dați-mi voie să vă spun, aceea nu e o rugăciune cu suspine negrăite. Altfel mijlocește Duhul lui Dumnezeu pentru noi. O face, spunea Pavel, cu multă simțire. Duhul lui Dumnezeu suspină pentru noi, pentru că își dorește ca noi să căpătăm binecuvântările lui Dumnezeu, pentru ca noi să putem ieși biruitori din lucrurile prin care trecem. Frații mei, negreșit, lucrarea aceasta Duhului Sfânt este de mare preț pentru noi și s-ar cuveni să-i mulțumim Domnului pentru că Duhul lui Dumnezeu face această lucrare în folosul nostru. El spune apoi Pavel mai departe, Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că una din problemele noastre cele mai mari nu reprezintă prigoana nedreptățile care ni se fac. Una din problemele noastre cele mai mari este acordarea voii noastre la voia lui Dumnezeu. Avem preferințele noastre, avem așteptările noastre, am vrea ca Dumnezeu să lucreze într-un anume fel, dar Dumnezeu alege câteodată să lucreze altfel de cum așteptăm noi și ne bozumflăm. Am avut un moment și trebuie să îl mărturisesc cu rușinare dimineața aceasta, în care la capătul unor ani în care m-am rugat înaintea Domnului pentru câteva cauze specific, le-am adus zi de zi, am văzut că acele cauze nu se mișcau așa cum voiam eu și într-o zi am avut nesăbuința să mă rog și să zic, Doamne, nici n-am să-ți mai cer nimic. Tot ce vrei, dăm ce vrei, de rugat am să mă rog, dar n-am să-ți cer nimic. În aceeași zi în care am rostit aceste cuvinte nechipzuite, nesăbuite, am dat peste un cuvânt al Domnului, zice, nu aveți pentru că nu cereți. Scria Iacov în epistola sa, în capitolul 4, din care am mai menționat mai înainte ceva. Adevărul este că noi trebuie să continuăm să cerem. Și când Duhul lui Dumnezeu ne însoțește în rugăciunile noastre, când Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, El face lucrul acesta după voia lui Dumnezeu. El știe mai bine decât oricare dintre noi că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Și dacă aveți dificultăți în a vă pune în armonie voia proprie cu voia lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră, v-aș sfătui să cereți mai mult ajutor din partea Duhului lui Dumnezeu, pentru că El mijlocește pentru